că se lucrează, se fac deja primii pași pentru modernizare a acestei structuri a spitalului. Noi, ca și profesioniști, ca și doctori, încercăm să ne desfășurăm activitatea la cele mai înalte standarde din punct de vedere medical. Dar pentru a realiza acest lucru avem nevoie și de o dotare adecvată, de o infrastructură adecvată, care de asemenea să fie la standarde, tocmai pentru că pacientul trebuie să beneficieze de cel mai bun tratament, atât din punct de vedere medical, ceea ce ține sigur de ceea ce știm noi să facem de profesionalismul nostru, dar și din punct de vedere al condițiilor de cazare, al condițiilor hoteliere, al materialelor care sunt folosite. Și deja cu sprijinul conducerii Spitalului Județean, cu sprijinul autorităților locale și a celor naționale, deja lucrurile încep să se miște. Sigur că dacă cu pași poate mici, nu se poate face peste noapte să se ridice așa, dar sunt deja primele etape ale unui proiect mai mare pe care noi îl avem în minte, acela de a moderniza această clinică, de a extinde spațiul. Prin cel mai important va fi construirea unui corp de clădire nou în această parte a curții, care să cuprindă un bloc operator nou, o sală de secție de terapie intensivă nouă la standarde, precum și spațiile conexe, unitate de primire urgență, sală de tratamente, saloane de departament de investigații paraclinice, radiologie, imagistică, tomografie computerizată, poate chiar RMN, avem în minte, precum și spațiile conexe. Saloanele să fie modernizate, să fie configurate la standardele actuale, în care trebuie să respecte anumite condiții, să aibă grup sanitar propriu, de exemplu, să aibă o suprafață mai mare, câte 1-2 pacienți cazați. Au fost realizate renovarea primelor saloane dintr-un sector, un sector mai izolat, să spun așa, față de restul clinicilor, care până acum a funcționat pe timpul pandemiei ca și sector separat de izolare pe COVID. După încetarea măsurilor de restricții pandemice, s-a renovat și s-au modernizat aceste saloane, un număr de 6 saloane, care să cuprindă câte un pat, 2 sau 3 paturi, cel mai mult sunt aici, încât pacienții să beneficieze de condițiile la standardele actuale internaționale. Și atunci, din acest motiv, conducerea spitalului împreună cu noi am dorit să vă invităm ca să vă faceți o imagine asupra a ceea ce s-a făcut. Sigur, sunt lucruri pași mici, să spun așa. Nu este gata încă tot, dar să vedem ce se va face în continuare și dorim să atragem atenția, să spun așa, și autorităților locale, celor centrale, pentru a ne ajuta în demersul nostru de a ne îmbunătăți, de a crește infrastructura, de a ne moderniza și extinde acest centru, care din punct de vedere profesional este un reper pe harta României, trebuie să fie și din punct de vedere administrativ al locației, să se ridice la acest standard profesional. Așa, vedeți? Și ceva, dacă tot sunteți la presa locală, oamenii de afaceri din Cluj ar trebui să se unească și să facă fiecare câte un etaj. Pentru că bani sunt, nu? Tot trebuie să fie bunăvoință. Pentru că așa trebuie să arată. Cluj s-a dezvoltat atât de frumos, de adevărat. Da. Și eu, de Victor, am venit în Cluj, acum am venit în Cluj de câteva ori, am rămas unită. Dumneavoastră de la Brașov sunteți, nu? Nu, eu sunt de la Satu Mare. De la Satu Mare, da. Dar oameni de afaceri din Satul Mare, la spitalul nou, au luat fiecare câte o secție și au renovat-o și au cumpărat ăsta, produse noi, deci vă spun tot respectul față de ei. Da. Trebuie să facă ca și cu ușor. Da. Pentru că aici sunt mult mai mult oameni de afaceri. Așa este, sunt acum. Sunt acum. De vorbă de frumoasă. Și aici există sonerie. Într-o secție, pentru că din câte am văzut, ne uităm și noi și pe internet și pe în alte surse să vedem care sunt plângerile sau neplăcerile pacienților sau celor care au trecut pe aici. Sigur, trecăm peste cele răuvoitoare care găsim ca peste tot, sunt multe și răuvoitoare, dar se găsesc cele mai multe plângeri referitoare la condițiile acestea de cazare, la condițiile hoteliere, la lipsurile existente și atunci dorim și aceasta să o îmbunătățim. Pentru că trebuie spus, noi ca și clinică universitară, în cadrul Spitalului Județean Cluj-Napoca,
suntem undeva situați poate pe, în vârful lanțului trofic de al rețelei sanitare, în sensul că primim odată toată traumatologia din Cluj, din atât din oraș, zonele limitrofe, dar și din tot județul, pentru că asta este singurul serviciu de gardă de traumatologie, care are 24 de ore din 24, deci indiferent cine ai fi, dacă Doamne ferește pățești ceva, un accident sau ceva, și cu leziuni de membre, tot aici vei ajunge. Deservim celelalte județe care ne trimit cazuri care le depășesc lor competența și ne le trimit direct aici. Toată țara, de fapt, nu doar județele arondate din nord-vestul României, dar și din toată țara, veți vedea că sunt pacienți din Moldova, din partea de sud a țării, și adresabilitatea noastră este foarte mare. Sunt pacienți care ne se prezintă, să zic așa, ca ultima speranță, după ce au fost tratați, sigur, și în alte servicii, și poate nu au mers lucrurile cel mai bine și vin aici pentru a găsi rezolvarea după alte complicații și așa. Sigur, tot timpul se poate face mai bine și din punct de vedere... Dar aici se compară ca și la socială, la spital. Da. E mai bine. Este mai bine, da. Acum, doamne, ce vedeți, să zic, eu sunt din foarte... Germania, doamna a venit din Germania, da, e mai... să se opereze. Da, și am vrut să mă operez special la domnul doctor. Deci am venit din Austria, unde mi-am rupt piciorul. În sală, că a vrut să mă opereze și am luat legătura cu domnul doctor, era la o conferință, am ajuns acasă, i-am trimis online analizele și mi-a fost foarte amabil, dar s-a uitat și m-a și programat, uitați-mă și operată și sunt foarte mulțumită. Și mai am pacienți, eu sunt pur acum o răsăriță de familie și eu de la ei am aflat de domnul doctor, după aceea soțul care este medic recuperator, eu tot am luat legătura cu domnul doctor și uitați. Foarte mulțumit. Și asta e de la faptul că adresabilitatea este foarte mare și pacienții din filiera de Moldova, să spun, drumul din Moldova. Foarte mulți vin din Bucovina, de fapt, hai să zicem. Din Bucovina foarte mulți. Și știți ceea ce este foarte important, Bucovina, și spunea soțul. Deci recuperarea după operații dumneavoastră sunt foarte rapide și foarte bune. Deci asta pentru noi contează foarte mult. Mă așteptam când am intrat în Cluj, un oraș modern, să văd o clinică... Ultramodernă, da, dar din păcate... Poate peste câțiva ani, sperăm de tot sufletul ca peste câțiva ani să fie robabil. Că da, astea apar urme de igrasie. Intersectează toate circuitele, aici este sunt circuitele pacienților care se adresează camerele gardă în această parte, ambulatorului de specialitate. Avem două cabinete de ambulator de specialitate, ambulatorul integrat și ambulatorul ortopedie, împreună cu serviciul de radiologie și sala de gips. În capătul coridorului este sala de gips, punctul principal, să spun așa, al clinicii, în care asigurăm chiar tratamentele de specialitate care nu se pot asigura și în alte servicii. Aici ne trimit și pacienții doar pentru imobilizări de multe ori. Deci, practic, aici avem pacienți, sunt consultați de medici, li se oferă această facilitate de a li se face radiografia pe loc, după care sunt revăzute radiografiile de către medici, interpretate și diagnosticate și furnizarea tratamentului. Vedeți că nu peste tot și mergeți într-un și am văzut, din păcate și noi, și în clinici, și în clinicuțe, prin Cluj, mergeți la o radiografie și nu se face pe loc, se face cu programare, vă trimite după rezultatul peste o săptămână și toate ei, din păcate, asta este situația acolo. La noi am reușit să ne optimizăm fluxul cu ajutorul medicilor radiologi, în care să vină pacientul, să îi se facă radiografia pe loc, și să îi se și interpreteze, să se dea și rezultatul și tratamentul în aceeași copilăjul, aceleași listă, fără a fi necesar neapărat să-i chemăm de mai multe ori doar pentru interpretări și pentru tratament. Este nevoie de mai mult, este nevoie să facem mai mult, să urcăm până în sus pentru a face, a renova toată clinica, să o aducem la condiții normale și este nevoie de acel corp nou. Așa să vă imaginați că toate lucrările aici au fost făcute cu pacienții aici. Nu se pot face lucrări de structură, care să afecteze structura, pentru că asta înseamnă închiderea spitalului. N-ai cum să le faci. Deci trebuie un pic să înțelegi și partea aceasta, că se fac, se igienizează, se dezinfectează totul, dar nu poți să umbli la cărămidă, nu poți să umbli că... Atunci trebuie să închizi spitalul. Mai sunt nevoie de mici finisaje, doar că se fac. Asta este mesajul, că se poate face din puținul care au fost ca și fonduri, s-a făcut. Mesajul toate nostru. Partea cea care a fost sală, nu e lumina. Aici era deasupra, nu, partea cealaltă deasupra. Așa. Am
mai merge omul la o mișcare și sunt acest grup de, de oameni care sunt destul de sedentari. Dragi de ei, informaticieni, alții intelectuali, să zic, cu munci administrative, care ies odată pe săptămână la fotbal și atunci joacă la rupere și intră neîncălzit, suferă odată accidentări musculo-tendinoase, dar suferă pentru că își descarcă și energia, eu așa-i văd, au foarte multă energie de descărcare, se descarcă una asupra celuilalt și mai vin și cu câte un ostru, cu câte un picior rupt, o mână ruptă, din păcate, de asta în fiecare seară, sistematic, câte unul, doi vin care rămân la noi din traumatologia sportivă. Accidentele auto pe care cu toată lumea le știe și e patologia aceasta vârstnicului asupra căruia trebuie să ridicăm un semnal de alarmă. Vârsta medie, sau mă rog, speranța de viață a pacienților a crescut foarte mult. Deja pacienții sunt bine îngrijiți, toți au câte un medicament anticoagulant. Bolile de inimă care înainte erau fatale la vârste, la vârste mai tinere, acum le este prelungită speranța de viață cu aceste medicamente noi apărute, tratamente și tot, stimulatoare cardiace și așa, nu. Și aceștia, din păcate, acasă. Ei, ca vârstnici, au dificultăți de mers, probleme neurologice, se împiedică, toată lumea are acasă un covor, un prag, se trezesc noaptea să meargă la baie, ei, atunci se împiedică de covor și cad. În fiecare zi câte 5-6 pacienți vârstnici cu fracturi de șold se internează. Și din ce în ce mai mult, dacă înainte poate erau câte unul pe zi, când am început și eu cu 15-20, nu mai știu, erau câte unul pe zi cu șold și ne se părea ce, acum e traumatologia curentă și noi reușim să-i operăm cu tijele acestea noi, cu metodele moderne, în 15 minute noi am operat. Îi punem pe picioare, dar problema nu e de acolo. Le fixăm osul, însă problema lor e generală. De multe ori, acest traumatism este chiar picătura care le umple paharul și se duc oricât vrei, oricât nu poți să-i, să faci dintr-o, ne place să le spunem, dintr-o mașină veche să faci mașină nouă de curse, că n-ai cum. Din păcate nu e criză de pacienți, pacienți vor fi tot timpul și din păcate odată cu creșterea populației Clujului s-a aumentat și numărul prezentărilor aici. Dacă înainte într-o gardă erau, când am început și noi, 20-30 de consultații într-o gardă, acum ajungem la o medie de 60-70 de consultații, oameni care vin. Pacientul vârstnic, fragil, e prioritizat față de cineva tânăr care, sau pentru că e instabil și oricând se poate întâmpla ceva. În fine, și statistica, tot vorbind de patologia vârstnicului, unul din doi pacienți care suferă o fractură de șold, la 6 luni, din păcate, nu mai supraviețuiesc, indiferent că sunt operați sau nu, dar asta vrea să demonstreze faptul că o fractură la un vârstnic e foarte greu și trebuie pus accentul pe acestea. Remarca că toată lumea, când se inaugurează ceva situație, se face pentru doctor, ori asta, nu, nu se face pentru doctor, se face pentru pacienți totul. Că nu e pentru mine, noi dacă vrem ne facem acasă, sigur că da, da. Aici e pentru pacienți. Faptul că s-au făcut saloane nu s-au făcut pentru doctorii din clinică. Că nu eu stau în ele, stau pacienții.